Magazin interactiv la Radio Vox Online. Cu voi, pentru voi. Bună seara, dragi prieteni! Aurel Filip la microfon, alături de Cristi Simion și de Ionel Pop. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare vineri de la ora 21, vă invităm alături de noi la Magazin Interactiv. Cum îi place lui Cristi să spună, emisiunea numărul 1 din internet pentru persoanele cu dizabilități. Păi nu cum îmi place, așa cum e. Așa cum e, da. Corect. Da, materiale multe și interesante, așa cum v-am obișnuit. Astăzi am primit un telefon de la domnul președinte Tupiluș în jurul prânzului și mi-a confirmat că a primit în mod oficial o înștiințare de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în care se confirmă valoarea indemnizației pe care o vom primi începând cu 1 februarie. Banii noi îi primim în cursul lunii martie, 1065 de lei. Deci noi când am anunțat cu Nicule mai dă-le 100, am fost optimiști. Nu sunt 100, sunt decât 96 de lei. Așa. Vorbim de însoțitor, ca să știe ascultătorii despre ce vorbim. Da, da, da. Indemnizația de însoțitor. Da, prima doamnă a României e furioasă, a aflat că Ana Birceal, numită ministru interimar la justiție, vine în seara asta la Cotroceni ca să depună jurământul în fața președintelui Klaus Iohannis. Deja doamna e foarte furioasă, mă rog, au circulat niște filmulețe acum vreo câțiva ani de zile, nu știu dacă erau fake-uri sau reale legat de doamna Ana Birceal. Am aflat și de unde se vor lua bani pentru mărirea pensiilor. Guvernul explică de unde ia bani pentru mărirea pensiilor. Punem o taxă de emigrare de 500 de euro. Avem primul guvern cu adevărat genial. Ministrii lui Dragnea au descoperit o sursă de bani pe care PSD-ul încă nu o exploatase până acum. Sutele de mii de tineri care părăsesc țara. O taxă de 500 de euro de persoană ar permite creșterea pensiilor și a salariilor milioanelor de bugetari și nu o singură dată pe an, ci lunar. Să fim în ton și cu știrea care urmează, cu primul material de fapt care îl vom încărca în playlist. Păcat, dacă protestele erau înainte de alegeri, Floricica dansatoarea era acum Floricica senatoarea. Oare ea știe ce șansă a ratat? Majoritatea analiștilor politici sunt de acord că dacă protestele de la Cotroceni aveau loc înainte de alegeri, Floricica dansatoarea și-ar fi câștigat locul călduț în Senatul României. Dacă s-ar fi întâmplat toate astea cu o lună de zile mai devreme, ea ar fi fost cunoscută azi ca Floricica senatoarea, iar prezența ei grațioasă ar fi umplut golul lăsat, din păcate, de îndrăgita Cristiana Angel, această Eva Peron a României, a spus Răzvana Limoș, lider de opinie la o televiziune locală din Călăraș. Da, cum v-am obișnuit, emisiunea noastră are și părții de umor și materiale extrem de serioase, Magazin Interactiv. Păi, așa îi stă bine unui Magazin Interactiv. Păi, eu zic să trecem la primul... Aveai ceva de spus despre ce? O să spun, da, o după, că se încadrează și cu interviul care va... Hai, da, la să ascultăm meeting-ul de la Cotroceni, Cotroceni. Da, să spunem că Cristi Simion a făcut o culegere din materialele de pe net care au circulat legat de mișcările de protest. Și apropo, să le spunem ascultătorilor, personal, nu sunt nici pro, nici împotrivă. Deci nu mă deranjează niciun fel de meeting. Nu mă deranjează nici ieșirea în stradă, nici contra PSD-ul, nici PSD contra PSD. Da, deci nu mă deranjează. Nu m-am dus la vot tocmai din cauza asta, că nu am o opinie politică la ora actuală, deci doar mă amuză că oamenii ies în stradă și de câștigat cine au de câștigat? Toți cei care conduc, fie că sunt PSD-și, PNL-și sau cum, ziceți-le cum vreți. Să nu uităm să le amintim că săptămâna viitoare avem promisiunea că domnul Mihai Dima va fi alături de noi, deci cei care doresc să pună întrebări, da? Da.
au o săptămână în care să se gândească bine ce îl întreabă. Da. Chiar poate să-l întrebe și dacă e mason. Sigur. Bun, nu, hai să ascultăm de la Iași. Da. Am primit mesajul dumneavoastră. V-am spus, fără editați toate întrebările într-un material. În funcție de cât stă Mihai, n-am nimic împotrivă să veniți alături de noi în direct. Să-i dăm drumul la primul material și mai vedem cu ce continuăm. Exact. Știri, muzică, reportaje și umor, emisiuni în direct și emisiuni produse. Ascultând Radio Vox, chiar rămâi fără glas. Antena 3 și România TV ne urmăresc de acum până seara târziu. Făcând ăștia minte, îi l-am tins după realitate minte, nu știi, că eu am văzut astăzi și acolo. Doamne, bine de treabă, de ce nu spune realitatea? De ce nu spune că are 10 miliarde de dolari sau euro care se dea Cioloș? Unde sunt banii aia? Că aia ne dătea și nouă la pensionare acolo mai mult. Păi înțeleg că vi s-a mărit pensia acum. De la PSD, auziți? De la guvern, de la nouul guvern. După acum, să vă arăt tot dumneavoastră. Vă rog. Uite acolo. Că sunt pensionar, nu sunt altceva. De luna asta să tragem și noi speranță. Că a făcut cum a făcut. De ce nu ne dă și nouă ca precedent să zic, hai mă, le măriți și lor pensia, că ei au muncit, am făcut multe, au nenorocit fabrici, uzine, ei! Unde ne vii, am pus o ora de pensii, mă. Lăsați, nu e nevoie să ne arătați, e regulă, vă cred. Uite-te, Mata, acolo. Nu stăm bine aici. Ia uite. Trebuie să mergem pe trotuar, pentru că... Uite-te, Mata. Și vezi dacă cumva cerea mea mi-a mărit ceva luna asta lui ianuarie, din februarie să fac speranță. Păi din februarie, să vedem. Aia care este, e bine, dar ăștia ne-a mințit Cioloș și ne-a mințit că ne-a mărit salarii. A mărit la aia care e în Parlament, dormea acolo. Dumnezeu ține cu noi, a ieșit soarele afară, trădătorul să plece și să ne lase. Domne, nu ne conduce și nu ne reprezintă. Fii câte medicamente, ia eu, că m-au îmbolnăvit, au distrus fabrici și uzine nenorocice ăștia. Să duc românii noștri peste hotare să muncească, în loc să muncească în țara noastră aici. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție Adevărul Live. În spatele meu, în acest moment, are loc o contramanifestație, așa zisă contramanifestație a susținătorilor PSD. Aceștia s-au strâns în fața Palatului Cotroceni pentru a protesta față de susținerea pe care președintele Klaus Iohannis a arătat-o manifestațiilor de stradă ce au avut loc în ultimele 6 zile în București și nu numai în orașele mari ale țării, dar și în diaspora. Așa cum vedeți în imagine în direct, în spatele meu sunt circa 40, 50, 60 maxim de protestatari, majoritatea vârsta a treia, majoritatea pensionari. Aceștia sunt foarte nemulțumiți de modul în care președintele Iohannis a ales și își manifeste sprijinul pentru ce se întâmplă în aceste zile în stradă, pentru proteste. Vom încerca să vorbim cu câțiva dintre cei adunați aici ca să înțelegem mai bine de ce au venit. Bună ziua, de ce ați venit astăzi la Palatul Cotroceni? Să-l dăm guvernul, să-l dăm jos pe ei. Iohannis, ce vă nemulțumește? Mare. Un neamț în România nu trebuie. Un neamț. El trebuie să-și facă meseria de om politic. Nu să atâție unde a fost. A zis că are oamenii lui în stradă. Care-i oamenii lui în stradă? Dom'le, vă întreb pe dumneavoastră, care sunt oamenii lui în stradă? Ai lui! Oamenii lui, nu Chiohanu!
cu ciocanii. Ai cu ei oamenii lui, ăia din stradă de acolo, ai cu ei oamenii lui, noi suntem oamenii. Noi ce sunteți, luci? Noi suntem luni la boier? Dar ce anume vă nemulțumește la președinte? Pe noi ce ne mulțumește pe noi? Că își bate joc de poporul ăsta, acest om. Acest președinte își bate joc de popor. Și de justiție de tot. Mulțumim. Intrăm în imnul cu care vom sta în piață de acum încolo, ăsta e. Îl puteți cânta? Nu, alt. A sosit ziua dreptății, ziua sfântă libertății. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici povești stăpâni. Vrem să fie România întreagă, întreagă nu, nu mai vrem să fim instigați unii împotriva altora. Nu, aia sunt românii lui, cum adică sunt românii mei în stradă? Noi suntem românii României, nu da, sunt nici anul Dragnea. Să vă întreb ceva, aici sunt 60 de persoane, în stradă sunt sute de mii de oameni. Unde, unde? Care protestez mai legitime? Stați. Deci aici sunt 60 de persoane, în stradă sunt sute de mii în acest moment. Da, da. Care proteste mai legitim? O să vedeți mâine, poimine, răspoi mâine. Cei care au votat sunt legitimi. Da, bravo. Cei care au votat 50%, aia sunt legitimi. Cei care protestează în stradă acum? Sunt plătiți, păi nu sunt legitimi. O să vedeți. Cei care sunt în stradă sunt 20% ai PNL, 5% ai lui Băsescu. Și 8% e lui țăranul ăla care a zis că salvează el România. Uite ce o salvează, bate joc de popor. Spuneți, doamnă, spuneți mesajul dumneavoastră. Da. Mă numesc Floricica Dansatoarea și eu am fan mulți. Aș vrea să vă spun unde este domnul Iohannis acum în seara asta. El a făcut în Piața Victoriei să iasă meeting-ul. Am fost acolo 3 zile și s-a dat bani de lume la hoteluri. E mafie curată, domnul Iohannis. Ieșiți în stradă și potoliți meeting-ul de la Piața Victoriei și de aici să vă fie rușine. Un orice om are dreptul la libertate. Spune-mi și mie de ce protestați astăzi. De ce protestați aici? De unde sunteți? Sunt pe Facebook. Zic ca Iohannis, așa, să-și ia labele de pe votul nostru. Adică ce vreți mai concret? Păi mi-a confiscat votul. Să plece. Nu e de acord cu democrația, nu e de acord cu votul meu. Adică trebuie să se aplice ordonanța de urgență? Nu ai o treabă cu ordonanța de urgență, să-l respecte votul. Adică ce să facă concret? De ce votul meu l-a dat la coș? Păi și ce poate să facă? Eu am câștigat cu votul meu. De ce nu mă ia în considerare? Păi, dar ce vrei să facă cu Marcuta? Ce nu dea demisia, să plece din țară. Să plece din țară. De ce vrea să dea guvernul? Să plece din țară, că n-avem de unde și godin. Că ăia din piață... Vrea să dea lovitură de stat. Sigur asta că da. Ăia din piață nu știu ce vor. Dracu, n-avem de godin, ne-am dâmpucit aici. A terminat cu ordonanța, acum a început cu guvernul. Dacă cade guvernul, vrea altceva. Păi ea din piață nu știu ce vor. Păi ea din piață le dăm noi să mănânce. Ce vrem noi? Și stă în casa noastră. Dă-mi dracu, să plece din țară. Să plece. Să plece din țară. E o șavră ordinară. Să plece din țară. Ce v-a supărat asta? Ia Juliet pe toți pe la spate. Ce v-a supărat dumneavoastră? Comportarea lui, comportarea lui de prost. Ăsta nu este. Nu suntem românii lui. Nu suntem românii lui. Să plece cu cioră și aia, să ducă dracu cu el. Să-mi respecte votul. Eu am câștigat cu votul meu. De ce m-a dat la coș? De ce m-a dat la coș? A, pe Facebook. De unde avem de ce? Pe Facebook. E mare treabă cu românii. Nu vă place Facebook? Nu ne place, nu. Fiți amabil. Angela Merkel, cât cheltuiește pe an pentru confortul personal? Nu știu. Cheltuiește 5 milioane ca Iohannis? În 2015 a cheltuit 5 milioane pentru confortul personal, pentru vila LAC 3.
Și după anul trecut nu știm, că domnul Cioleș n-a vrut să ne spun. Câți profesori au 6 case? Dacă ai... Am venit să-mi susțin bunicii în numele bunicilor meu. Le-au crescut pensiile cu 25%. De ce să nu țin cu ei? Pentru ce? Nu înțeleg. Întrebați-mă și pe mine. Să rămână, am venit aici pentru că vreau guvernul votat să fie legitim, nu să fie o lovitură de stat. Românii să fie uniți, nu să fim dezbinați. Iohannis a spus că românii sunt ai lui, dar noi ai cui suntem? În țara noastră? Nu suntem și noi tot români? Ce simbolizează lingura? Lingura asta și cu cana. Sărăcia simbolizează. Sărăcia. Unde e doamna aia? Deci sărăcia. De ce Germania nu-și plătește datoria către România? Sunt 23 de miliarde de euro pe care tinerii nu știu datoria de război a Germaniei către România. De ce nu răspund magistrații? Cazul Țundrea și atâtea cazuri în care au stat oameni în pușcărie degeaba. De ce binomul? De ce există binom? De ce DNA face în dosare? Ce v-a supărat cel mai repede de ați ieșit tocmai astăzi? Am ieșit mereu, doamnă. Am fost și acolo. Dar am văzut că cei de la Piața Victoriei sunt numai băieți de costume, de sport, de firmă. Nu pot să spun firmele. Cel care era cu laptopul în piață și spunea că și-a mutat birou în stradă, era îmbrăcat, cred că de 1000 de euro. Și erau vreo 3-15 pe lângă el. Și nu vă simțiți reprezentați, frate? Nu, domnișoară. Noi am votat. De ce să se conducă de la glasul străzii? O mână de oameni, hai 100, hai 200, hai 300 de mii de oameni. Au venit pentru că multinaționalele le dă bani, mulți, înțelegeți? Mă simt furat. Iohannis, de ce nu vorbește el? Sunt mulți oameni săraci. Sunt foarte mulți oameni săraci. Și o altă problemă. Să răspundă magistrații. Să nu se mai taie pădurile țării. Și să ne dea datoria nemții. Ăsta se duce și o pupă pe aia. La ce televiziune dați? Ești afară! Ești afară ordinară! Ești afară! Ești afară! Ești ordinară! Ești afară! Ești afară! Ce să mă întrebați? Cine te-a trimis? Cine te-a trimis? Grindeanu? Dacă te-a trimis Grindeanu, îl felicit! E băiat echilibrat, care bun simț că vrea binele poporului și că cei de dincolo habar n-au că sunt manipulați. Și că atunci când s-au tăiat pensiile, când s-au tăiat salariile cu acel guvern sinistru și odios, unde erau acei din piața asta, cum se cheamă, Victorie? Unde erau? Unde erau, doamnă, domnișoară? Ei știu, tineretul știe că puteau să fie arși de vii în al doilea tentat când s-a pus foc dincolo. Cum se cheamă aia? La bambu! Acolo nu le-a ieșit, că de atunci au vrut să dea guvernul jos. De atunci au vrut. Și dumneavoastră, de unde ați venit? Am venit în Patagonia. Păi dumneata o să recunoști cățicul. Iohannis acum e la Bruxelles, acum se plimbă. Trebuie pe banii noștri, da? Cine te-a trimis? Spune, cine te-a trimis? Nu no, bani. Noi nu avem bani, că suntem pensionari, bani, suntem amărâți. Dă-ne și nouă bani. Milogilor. Noi am construit, voi ați vândut. Deci dumneavoastră, practic, nu vreți să plece cu fermă. Da. Dacă a greșit, să se repare ce a greșit. Și să facă treaba în continuare. Și eu dacă greșesc ceva, nu o dau afară de la serviciu, nu? Mă dă un avertisment, repar ce am greșit și mergem mai departe. Dacă greșesc și a doua oară, atunci o să plec. În ce domeniu lucrați? Sunt biolog.
Biochimist? Da. Mulțumesc foarte mult, îmi place. Binomul psihotronicu! Sper că v-ați amuzat, dragi prieteni, cu materialele care le-am pregătit. Nu știu, poate, cred că e mai mult de plâns decât de râs. Vreau să vă citesc și două pancarte care mie mi-au plăcut foarte mult din piață, din aceste zile. Una spune așa: soacra mănâncă zilele, iar Dragnea serile. Și a doua pancartă: la asta cred că e cazul să facem un concurs. E adevărat că unii din ascultătorii noștri vor fi mai avantajați decât ceilalți și sigur vor ști să răspundă la întrebarea asta. Deci, cine poate să ne spună corect, ne gândim și o să-i oferim un premiu. Cezărică, uite să nu mai spui că nu ești avantajat. Dragnea, gheață, ceai, picior în engleză. Hai să vedem cine reușește să ne spună ce vrea să spună acea pancardă. Wow, wow. Wow, wow. Da. Wow, wow. Ba, wow, wow, wow. Bun, să trecem și la lucruri serioase. Protestez. Nu, stai, măi, nu. Vorba e că trebuie să le spunem ascultătorilor că dăm ca premiu pe Cookie. Cine știe ce e la Cookie? Cine e Cookie, de fapt? Sau cine e Cookie, îi dăm alt premiu. Am înțeles. Bun, hai. Da. Stai numai o secundă că Cezărică zice că nu ne-a înțeles. Deci să traduci în graiul tău, Cezărică: gheață, ceai, picior. În engleză, da? Gheață, ceai, picior în engleză. Cu accentul tău. Uh-huh. Bun. Hai să... Înainte de a trece la materialul următor, eu aș vrea să... Stai, nu te grăbi. O, lasă cenzura. Ascultă aici, după aia tragi cu cenzura. Hai să le spun ascultătorilor că după aia uit. Asociația Nevăzătorilor, de fapt de la centru, prin filiale, se fac chiar din nou înscrieri pentru ceasuri Vostok, ceasuri mecanice în brai. Prețul tot 160 de lei, 2 ani garanție, și asta să știți că este important, că se acordă garanția aici în România. Ceas adus de la ruși, până pe 20 februarie se fac înscrierile. Care treaba, de ce este urgent ca să răspundem la acest lucru? După 20 februarie rușii au spus că saltă prețul la ceas. Serviciul este în cu bilet dus, cu bilet doar dus eventual. Da, serviciul este în București. Așa că acum vorbind foarte, foarte serios, unii amici mi-au semnalat, nu știu cât de adevărat este. Stai, bă, lasă un pic. Vreau să spun că ceasurile sunt bune. Sunt foarte bune. E, cel puțin e cel mai bun ceas pentru nevăzători care l-am văzut eu de o bucată de vreme încoace. Am înțeles. Cristi face reclamă, deci, vrea să primească unul gratis. Nu primesc unul gratis. Dau banii pe... Cristi, singura nemulțumire a celor care și-au cumpărat acel ceas, din ce am auzit eu, deci din ce mi-au transmis oamenii, ar fi că el este prins într-o singură balama, nu în două. Deci de unde se deschide acel căpăcel... Oamenii se plâng, adică, mă rog... Bine, acum nu știm cât este de rezistent, că doar nu o să tragi de el. Da. Așa cum am anticipat, Cezărica a câștigat premiu, deci Cristi, ești dator să-i trimiți pe Cookie. A știut să răspundă la întrebare, nu știu dacă e bine să dăm răspuns aici. O să-l potezi și trimi pe Cookie. Da, 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 da. Bun. Deci, nu, deci trecăm peste fazele astea... care mai ne amuzăm noi. Deci până pe 20 februarie se fac înscrierile la filiale. Așa că aviz amatorilor, eu, după părerea mea, ceasurile sunt extrem de bune. Față de alea electronice. Eu spun că e mult mai
valabil să pun mâna să mă uit eu câte ceasul decât să-mi drăghine ăla la mână sau să scot telefonul să-mi drăghine câte ceasul. Așa, tot din aceeași gamă, pentru cei care se descurcă să facă comandă, vă spun că nu e nicio filozofie, absolut nicio filozofie, să faci o comandă pe AliExpress. Astăzi am dat o căutare și am văzut niște ceasuri electronice, sunt și cu brățară de silicon și metalice. Au review-uri multe, deci s-a comandat destul de mult din aceste ceasuri din toată lumea. Marea majoritate a comenzilor sunt fără taxă de transport, deci exact cât vedeți acolo suma, exact atât aveți plăti. Banca face conversia din cardul pe care dumneavoastră probabil vă primiți pensia, deci card de lei în dolari la cursul băncii respective, care este extrem de apropiat de cursul băncii naționale. Chiar acum am în față acel site, ca să nu vorbesc prostii. Din ce văd aici, avem în limba spaniolă, în engleză, în rusă, sunt undeva la 8 dolari bucata, deci până în 35 de lei, cele cu brățară siliconată, chiar arată bine. Și mai avem unele pe care încă n-am dibuit dacă se ridică capacul sau nu, arată ca ceasuri mecanice, dacă cineva o să mă ajute să ne uităm pe ele. Prețurile variază de pe la 10 dolari, deci undeva de la 42 de lei bucata, cel mai scump se duce undeva până în 18 dolari. Acum, sigur, pentru cei care nu sunt familiarizați cu... Au un dezavantaj, Aurele, nu au garanție. Nu au garanție, dar în general nu sunt probleme, în general, acum, sigur. Și alt dezavantaj, trebuie să cam așteptați o lună, 3 săptămâni, o lună și jumătate până vă vine acel produs. Dacă cineva nu se descurcă și chiar dorește să facă o comandă, să mă contacteze pe Facebook, îi explic care sunt procedurile. Puteți fi siguri că nu vă papă nimeni banii. Banii se duc într-un cont tampon de la compania Alibaba. Până nu primiți dumneavoastră produsul respectiv, chinezul nu-și vede banii. Dacă nu s-a predat comanda într-un anumit timp, puteți băga un refund, adică dumneavoastră deschideți o dispută cu acel chinez și vă primiți integral banii înapoi, asta în cazul în care nu ajunge produsul. Eu personal am făcut 7-8 comenzi și n-am avut probleme. Eu cred că ascultătorii au înțeles, așa că luați-vă de la ruși. Da, sigur, ia să vedem acum, să mai citim și mesaje. Bună seara, las că și cu garanțiile am rezerve în România. Da, noi am menționat că aceste ceasuri au garanție la o companie din România. Sigur, e de dorit să nu ajungem acolo, dar faptul că ai un certificat de garanție la un serviciu din România e un plus. E un plus, mai ales că serviciul oferă și schimb de ceas. Adică dacă nu se poate repara, se schimbă. Asta nu știu, da. Știu eu. Asta nu știu, da. Deci, clar, dacă este serviciu cu acceptul rușilor, e clar că... Cristi, asta știi sigur sau bănuiești tu? Tu faci acum niște presupuneri. Știu sigur, deci știu sigur. E operațiune curentă. Da, domnul ține să ne spună că pe hârtie e bine, dar crede că nu crede în garanția din România. Acum, da, fiecare depinde cum s-a lovit, cum abordează problema. Eu vreau să protestez în mod public, dacă nu cumva o să mi se taie microfonul, și să spun că este prima dată când la Vox Online... Ce vă spun, mai bine urmăriți celelalte posturi de radio ale nevăzătorilor, că e foarte folositor. Cât timp vorbește Aurel acum? Da. Așa. Da. Este pentru prima dată, s-a întâmplat ceva extrem de grav la Radio Vox, s-a instalat cenzura, domnul Cristi Simion, colaboratorul meu, și-a permis, fără acordul meu și mai grav, fără acordul domnului Ștefan Moisei, să ce? Să cenzureze. Interviul cu Ștefan. Deci, ai contat și tu și Ștefan cu mine? Ascultați materialul și pot să vă spun că din acel material lipsesc 2-3 referiri la paharele de bere care le aveam lângă noi. Acum, revenind, mă rog, la lucruri serioase, este un interviu extrem de util și de serios. Sper că șeful o să ne deconteze berea pe care am consumat-o. Da. Nu o să deconteze, că nu există în frază. Am înțeles. Așa că să-i dea drum la material. Cezărică ne ascultă și ne fericită. Mulțumim, Cezărică.
Every day, every time, the music is non-stop, non-stop. Radio Vox Online. Salutare, dragi prieteni! La Magazin Interactiv îl avem ca invitat pe domnul Ștefan Moisei. Să-i spunem bun venit alături de noi. Salut, Ștefan! Bună seara! Mă bucur să fiu aici. Eu am fost foarte, foarte invidios pe Cristi Simion când ai avut o prima intervenție la Magazin Interactiv. Din păcate, eu nu puteam fi atunci în studio și întâmplarea a făcut ca tu să intervii exact în momentul în care nu eram eu la butoane. Asta e. Am profitat acum de ocazie să spunem câteva cuvinte. Sigur. Cine e Ștefan Moisei? Păi, ce să fie? E un om ca oricare alții care s-a născut, a făcut și el o școală, a mai făcut și o facultate și s-a apucat de muncă. S-a apucat de muncă. Munca te înalță, munca te învață, nu? Era o piesă pe vremuri, de la timpuri noi, nu știu dacă o știi. Păi, da, ce să zic, nu mi se pare atât de... Ca să trăim, trebuie să muncim și noi, să avem nici... De ce te-am invitat eu și de ce am dorit neapărat să vii cu câteva cuvinte la noi în emisiune? Ești, dacă putem spune așa, un nevăzător atipic. Adică nu ai terminat școala, n-ai făcut un post liceal de masaj sau nu ți-ai plâns de milă acolo, nu știu, să rămâi undeva izolat de unde ești deloc sau chestii de genul ăsta sau să urmezi psihopedagogia specială și să încerci să te lipești într-una din școlile speciale. Da, nu am făcut asta și nu pentru că am vrut eu să mă dau cine ce șmecher sunt eu, ci pur și simplu pentru că niciuna din aceste variante nu m-a atras. Am găsit cu totul altceva ce m-a atras, ceva ce au făcut alții, nu am inventat eu chestia asta pe care am făcut-o, l-am luat după alții. Mi s-a părut interesant și am zis hai să încerc și eu. Nu știam dacă reușesc, dar dacă nu încerc, nu știu dacă reușesc. Cum ai luat tu legătura cu informatica? Cum ai ajuns? În primul stadiu, când eram prea mic să gândesc eu prea mult, s-a prins taică-miu că, domne, cred că e interesant cu informatica asta pentru World Tech, mi-a terminat facultatea de mate info la viața lui. A, deci e ceva din familie. Și da, bine, el nu s-a ținut de treabă absolut deloc, după aia nu avea nicio treabă, dar ceva tot a înțeles el că e important calculatorul ăsta. Și că e de viitor. Și că e de viitor și mai ales dacă eu îl pot folosi, e o chestie unde pot să fac treabă. Și a angajat la început un elev mai mare din școală, care apoi mi-a devenit mentor și prieten, Radu Vasile. El mi-a dat indicațiile de bază și la un moment dat am trecut pe cont propriu când am învățat suficient încât să mă descurc. Da. E, important e că s-au lipit acele indicații. Da, nu, era bine, era doar și din punctul meu de vedere, m-am înțeles foarte bine că el avea un mod foarte interactiv și interesant de a explica lucrurile. Nu era genul de profesor plictisitor, glumeam, râdeam, erau tot felul de lucruri. Dar tatăl tău te-a ajutat în vreun fel, fiind profesor de matematică, informatică, nu știu. Taică m-a ajutat în faza de utilizare, nu s-a băgat, că era vorba mai mult de utilizarea calculatorului cu tehnologie de acces, ceea ce el n-avea de unde să știe. Unde a fost el fenomenal, a fost la facultate, la partea de matematică, când am mai avut nevoie de ajutor și la transcriere de cursuri, dar și la înțelegerea anumitor aspecte din ele, pentru că eu am avut niște lipsuri la matematică, făcând liceu uman, nu prea știam eu mate, a fost destul de crunt ce am fost acolo la trebuie să mă chinui. Admiterea la ce ai dat? La ce probe s-au dat? Admitere n-a fost, pe vremea era admitere cu dosar. Asta a fost și problema mea. N-am putut să intru la facultate mai mare din București sau de undeva, pentru că trebuia să ai dosar cu bacalaureatul de la matematică. Dar și unde ai făcut-o? Unde ai urmat? Eu am făcut la Târgu Mureș. Acolo nu era nevoie de bacul la matematică. Eu nu puteam să dau bacul la matematică, pentru că veneam dintr-un liceu uman. Am înțeles. Deci eu n-am făcut la nevăzător totuși, nu m-am rupt atât de repede de sistem. Cum a fost facultatea? Cum a fost saltul de la un liceu special, da? Să spunem că tu ai terminat la Buzău, da? Da. Cum a fost saltul ăsta așa? A fost, cum să zic, copleșitor, ca să zic așa. Mult mai mulți oameni, cu tot alte discuții,
Tu aveai vreo legătură cu învățământul de masă? Mai avusesei vreo legătură? Nu știu, știai ce se întâmplă? Care e ritmul de lucru? Sau... Nu, absolut nimic. Nu știu. Adică, mă rog, aveam prieteni, aveam colegi, dar una e ce auzi de povești, alta e gata, vezi tu acolo, te duci și vezi. Apropo de asta, am vorbit acum câteva zile cu Delia, cu fata de la Regina Elisabeta, care e clasa 10 acum. Și, mă rog, printre altele, discutând acolo, i-am spus că la un liceu de masă sunt undeva la 28-30 de copii în clasă și... S-a arătat așa șocată, nu-i venea să creadă că pot fi atât de mulți elevi într-o clasă. Știi, mi s-a părut... Eu știam asta. Da, mi s-a părut la așa. La noi invers, când a aflat părinții mei că sunt 10 clasă, taic meu, păi asta e un dezastru, mă, pe voi vă ascultăm fiecare oră. La noi știam și noi când ne ascultă, fie mai mulți, n-avea timp pentru toți. Da. Și practic atunci la Târgu Mureș, admitere, te-ai rupt cu totul. Adică ai plecat dintr-un mediu 100% controlat, cum e sistemul ăsta de învățământ special și... Nu știu, singur așa te-ai descurcat, ai primit un ajutor, ai avut un asistent după tine, cum s-a derulat? La început a venit maică mea o perioadă până m-am prietenit cu colegii, după care m-am mutat cu un coleg în chirie și asta a fost. Asta ca și cum mă descurcam pe acolo. Da, păi asta și era întrebare. Integrarea iarăși, am fost surprins, cred că e vorba odată de nivelul oamenilor, cine se duce în domeniul ăsta, are oareși care capacități intelectuale, nu etichetează oamenii din prima, nu are... Au o altă deschidere. Da, odată. Și a doua oară în Ardeal, noi nevăzătorii suntem mult mai bine văzuți. Am văzut din toate intervențiile tale, ți le-am urmărit. Ești mare fan și la TVR, dacă nu mă înșel, că ai avut o emisiune. Da, și la TEDx cred că te-am văzut la fel. Ești un mare fan al ardelenilor. Pe partea asta, nu pe toate părțile. Am stat acolo 6 ani și m-am întors. Eu de ce m-am întors? Au ei problemele lor, dar dacă vorbim de integrarea nevăzătorilor și asta e super ok. La facultate mai fusese un nevăzător înaintea ta, adică profesorii, nu știu cum. Acolo nu. Am aflat după aia că la tot o altă secție la română a mai fost cineva, nu l-am cunoscut, dar nu, ei abar n-aveau, nu știau absolut nimic. Mă întrebau cum să facă, cum să... Dar nu a fost nicio problemă. Erau foarte deschiși, abar n-aveau, dar voiau să învețe cum și ce. Chiar am dezvoltat un sistem împreună. Am reușit să găsim un sistem de accesibilizare matematicii ca să nu mai stau să transcriu cursuri. Asta mi s-a părut și mie interesant, Ștefan. Nu știu dacă am povestit în emisiunea în care a fost invitată doamna directoare. Pe film, eu când m-am dus și l-am înscris la liceu de masă, după ce au făcut acele opțiuni, mă rog, lumea a fost extrem de deschisă, nu venise maimuța de la zoo să-l pipăie, să-l vadă. Exact. Au căutat o soluție... de comunicare, ca să-i spunem așa, adică cum să se dea tezele, cum să se dea lucrările. Cu o parte din soluție a venit băiatul meu, cu o altă parte au venit profesorii. Deci a fost un proces care s-a desfășurat mai mult decât normal. Am fost la început, o oră, două, am stat de vorbă, după care, nu știu, eu cred că am un an de zile de când am mai călcat prin liceu, că nu, pur și simplu nu a mai fost cazul. S-a întâmplat la un moment dat, nu era vina doamnei de chimie, care, mă rog, venind în clasă, ea a văzut pe toți cu caiete pe masă, mai puțin pe fiul care era cu laptopul, măi băiete, închide laptopul. În secunda 2 toți colegii au sărit și i-au explicat doamnei care e situația, doamna și-a cerut scuze, totul a continuat ca și cum nu era nicio problemă și lumea a înțeles, totul decurge natural și totul e ok. Da, exact. De asta am avut și eu în facultate cu profesori care mă întrebă de ce nu mă uit la tablă și după aia... Bine, oamenii cred că nu și-au dat seama, nu neapărat din răutate sau din neînțelegere. Mi se par distractive lucrurile astea, le spun ca povești de glume, mă distrez pe ele. Da, sigur că și eu m-am amuzat, știi că a fost un incident la Cluj acum câteva zile cu... câinele ghid și că una din vânzătoare i-ar fi spus tinerii nevăzătoare că, doamne, n-ați văzut, n-ați citit afișul ăla de la intrare. Acum, mă rog, și doamna, nu știu dacă a realizat că tânăra e nevăzătoare sau nu. Adică, cred că și nouă ne place să dramatizăm așa și să împingem lucrurile până într-un punct din ăla vai și să ne victimizăm. Avem așa. Bine, exagerări sunt de ambele părți. Bănuiesc că n-a fost nicio problemă să te integrezi cu o ieșire printr-un club, la un șpriț, la, nu știu, o petrecere. Da, nu, n-au fost. Asta a fost una din aspectele negative prin Ardeal. Ăștia nu erau la fel de petrecăreți cum i-aveai obișnuit pe partea asta de țară. Dar cât au fost, a fost ok. Au venit, ne-am făcut ziua, învățam împreună, mă rog, cât învățam. Ne-am format noi un mic grup, deci ei între ei nu prea ieșeau.
dată ei cu... Dar am reușit câțiva totuși să ne prietenim cât de cât, cu unii am rămas și acum prieteni. De Ardelen, ce văd că nu spui nimic. E, aia... A fost și aia. TEDx-ul a avut un mare rol în chestia aia. Deci, dragi prieteni, ați înțeles cum aveți ocazia să vă prezentați la un TEDx, să luați cuvântul acolo, profitați că... Doamne, vin fetele după, vin fetele e după. E ok. Și vorbiți okay. Încet să fiți înțeleși. Că... Da. Eu am tenit să vorbesc repede și mi-au spus ăștia de pe jurul meu, bă, la început nici nu înțelegeam ce spui, trebuie să stăm cu tine ceva timp să te învățăm. E, nu l-ai avut pe Cristi Simion acolo, că sigur începea Cristi să digitalizeze, să reducă viteza. Păi am avut un translator, era un coleg și vorbeam cu profesorul un pic mai în vârstă, poate avea și mici probleme de auz. Și vreo trei replici, eu spuneam ceva, ea zicea ce, al meu coleg traducea, mai pe viteză mai lentă ce era de zis, până nu-mi dai seama să încetinez. Nu ești legat și nu numai tu, știu că și Radu Vasile și mulți alții, sunteți cunoscuți așa în niște cercuri destul de restrânse. Care crezi că e cauza faptului că oamenii care reușesc, te putem numi totuși un om care ai reușit, că na, nu ai mers pe circuitul ăsta obișnuit, lucrezi la o firmă privată, de ce crezi că nevăzătorii care s-au integrat foarte bine nu sunt așa cunoscuți și popularizați prin comunitatea asta, să-i spunem? Păi, ca la orice întrebare, răspunsul nu e neapărat simplu. În primul rând, la mine cel puțin, a apărut, eu la un moment dat am vrut să mă, și chiar m-am distanțat de comunitate, pentru că tot auzeam chestiile astea că nu putem, că e greu, că ce rău, că nu, oamenii care văd sunt răi și că se crească pensia, că deși n-are grijă de statul de noi, că se repetau niște refrene astea care pe mine mă enervau și nu mai aveam chef de ele, voiam să vorbesc cu oameni normali, să văd probleme normale, să m-am săturat să mă victimizez. Eu știam că pot să fac, am văzut că și alții pot, am plecat, dar pe de altă parte nici nu am rupt complet legătura, adică am mulți prieteni, ai simțit, vorbesc cu oricine. Ai simțit vreodată că ai stârnit invidie prin chestia asta, că nu neapărat că te-ai distanțat, ci prin faptul că ai reușit în lumea reală, să-i spunem așa? Am mai văzut eu reacții de astea, că ce face ăla, că cum o să facă el facultate. Sunt un fel de oameni, întotdeauna să te găsesc cine să zică, mie n-am nicio treabă cu ei. Da, mie mi-a povestit unul din colegii noștri pe care sper să l-am și eu invitat odată la microfon. A terminat post-licealul de masaj, după care a făcut o facultate și ca să se întrețină în facultate și să aibă bani suficienți și de o distracție și, mă rog, de nevoile lui, omul într-una din vacanțe s-a dus și a făcut masaj la mare. Și colegii lui au fost atât de încântați că el s-a întors la masaj. Da. Adică era, nu știu, așa... bucurie răutăcioasă, vezi, domne, tot la meseriile astea ale noastre tradiționale. Da, depinde și cu cine vorbești. Eu n-am rămas în legătură cu toți oamenii pe care îi cunosc, și înțeleg că nu mă potrivesc. Am câțiva prieteni care discut, ăia n-au nicio treabă, eu n-am nicio treabă, discutăm normal, nu stau să mă cer cu toți. Că aș avea cu cine, probabil, dacă aș sta. Bine, acum tu ai terminat și o facultate care îți permite să fii foarte pragmatic așa și să nu... Nu știu, să te împiedici în amănunte sau să pierzi timpul cu... Da, pierd timpul, pierd chiar prea mult, dar nu cu toată lumea. Am înțeles. Și anii de facultate au trecut, apoi? Și au dus facultatea, eu eram obișnuit ca de la alți colegi, inclusiv care au făcut informatică până în sudul țării, că bă, lasă, faci tu facultatea, ia să vezi o distracție când te angajezi, că nu vrea nici dracu. Da, iarăși vine chestia cu Ardealul, că nu a fost așa, numai că am găsit unde să mă angajez, dar mai erau și competiție. Trebuia să aleg, zic, aoleu, cum dracu aleg eu? Am început să caut oameni de la ambele firme, să discut, să mă duc pe acolo, să întreb ce fac ei, ce nu fac. E, până la urmă am ales una din firmele la care mi-am dus mai mulți colegi de promoție, care am terminat facultatea. Și acolo, și pentru că au fost probabil și ceilalți care să le explice colegilor care deja erau acolo ce și cum, dar și pentru că au avut eu deschidere, n-a fost nicio problemă. Am înțeles, făceam glume, eu mi-am dat seama că m-am integrat când au început să facă glume pe dizabilitatea mea. Glume nu rătăcease, pur și simplu glume. Atunci mi-am dat seama că pentru ei e doar o trăsătură, nu-i nimic rău. Asta e exact ca la olteni, știi? Că cele mai bune glume cu olteni le fac tot oltenii până exact. La urmă, știi? Chestia, am simțit că sunt normal printre ei, n-aveam nicio treabă. Colaboram, lucram, am văzut că pot să lucrez și a fost în regulă. Da. Simt că este. Cât ai stat din momentul în care ai terminat facultatea până te-ai angajat? Păi am stat 2 luni pentru că am vrut eu vacanță. Că șef ar fi vrut din ziua a doua să vin. Da. Simți nevoia să recuperezi. Da, facultatea nu fusese o vacanță. Da, nu, eu am zis, domne, zic, acum sunt copil pentru ultima dată. Mai am și eu 2 luni de libertate de absolută, că după aia gata s-a dus, n-ai fi treaba. Zic, uite, vin și eu de la sfârșitul august, am stat și o lună, două, nu știu cât au fost. Și te-au înțeles. Și m-am dus pe la mare, m-am distrat, m-am băut, am ăsta, să fiu și eu fericit, că după aia zic, urmează distracția, târgoiul de lucru. N-a fost chiar așa de rău cum așteptam eu să fie.
Cum a fost, mă rog, cum a fost prima perioadă la job? A fost așa exact ce ți imaginai tu? Adică, nu știu, serviciul s-a desfășurat cum era în imaginația ta? Un program fix, un program flexibil? Nu, a fost... Acum nu mă ascultă ăștia aici, sunt la pe șanse să se audă. Măi, noi această emisiune se încarcă și pe canalul nostru de YouTube, așa că... Da, e public, e public. Eu mă așteptam să fie mult mai greu, să se ceară mult mai mult, am văzut că e mult mai relaxată treaba. Dacă te aude șeful, ai încurcat-o, sigur o să primești un telefon, încă un proiect în plus de lucru. Dom'le, să fie! Deci, pur și simplu, aia e treaba. Eu asta mă așteptam. I-am spus cu colegi, vai să vezi ce greu o să fie și ce noi nu știm. Și aia știu foarte mult și o să tragă de noi, o să se ia de noi, că noi nu știm, că suntem începători. Că... Nu, din contră, am reușit să învățăm. Ai un program fix la servici? Sau... Teoretic sunt 8 ore de lucru, dar sunt distribuite. Pot să încep mai devreme sau mai târziu, sau pot să iau pauză să recuperez în alte zile. Simți presiunea aia din multinaționale cu timp limită, cu... Nu știu, ți se dă un proiect și spune, domne, mort cop, trebuie să-l faci până la data de, să ai perioade când nu dormi nopțile, că ai o problemă peste care la un moment dat simți că nu poți trece și... Adică e și un stres din ăsta... La noi e o firmă, să spunem, deși e o firmă destul de mare, e o firmă românească, nu e multinațională. Și lucrurile se desfășoară românește, nu? Și nu e chiar atât de... Adică, în general... Șeful se concentrează să ne ofere confort și libertate, pentru că știe că suntem o resursă prețioasă, că programatori de ăștia greu găsești și repede îi pierzi. Și încearcă să le facă să fie totul cât mai bine. Bineînțeles că sunt deadline-uri, că trebuie să termine într-un timp, dar în ce timpul e acceptabil. Nu-i... Ți s-a întâmplat să ai un proiect pe care să nu reușești sub nicio formă să nu-l duci la bun sfârșit? Am avut. Chiar recent am avut probleme de a trebui să lucrez în concediu. N-a fost din vina mea, că a fost din vina altora, că s-au apucat ei să strige pe acolo și m-am enervat și nu era normal să fie așa, dar asta e, trebuia făcut. Și din motivul că project managerul e un prieten bun, cât am stat la Mureș m-a ajutat, zic, bă, dorule, hai că facem, mai facem prin concediu, mai hai că rezolvăm, dă încolo, asta e. O întrebare acum puțin mai dificilă, fără să spui sume, evident, ești mulțumit de cât câștigi? Cine cunoaște domeniul știe că în informatică se câștigă bine și ce pot să zic că nici salarial nu am fost discriminat fiind nevăzător. Deci da, se câștigă bine în domeniu, e ok, n-am probleme, e absolut în regulă. Dacă un nevăzător din punct de vedere intelectual e dezvoltat normal, vorbim din cei din școlile speciale, generațiile care vin după tine, ce crezi că le lipsește să vă calce pe urme și ție și, eu știu, lui Radu Vasile sau sunt atâția pe care... Mă rog, nu-i nominalizez că pe mulți probabil nu-i cunosc. Nu știu dacă le lipsește. Cred că oricine vrea să facă asta face, numai că suntem puțini care vrem. A se vedea că mai sunt, au mai venit și după mine, nu-i cunosc. Pur și simplu, dacă vrei să faci asta, nu trebuie să te învețe cineva sau... Sunt o felul de documente pe internet. Eu am zis că l-am avut mentor pe Radu, dar un băiat pe care îl cunosc aici la București, a terminat facultatea și e la master acum, nu a avut pe nimeni. Am învățat absolut de capul lui și a fost ok. Despre cine e vorba? Este vorba de Alexandru Cucu. Ah, Cucu, Alex, da. El s-a angajat acum sau încă? El e la master, încearcă tot felul de proiecte cu ONG-uri, cu el are abordare un pic diferită. Încearcă să scape de tirania asta a șefului, vrea să vadă dacă poate să facă el ceva un pic mai liber, mai... O să încercăm să-l aducem și pe el. Știu că am vorbit puțin și cu el. Și în restul timpului, care sunt hobby-urile? Cum spuneam și la început, ca orice om, ies cu prietenii la o bere, la o discuție, într-o excursie, într-o treabă. În rest, mai citesc, mă uit la filme, citesc foarte mult, lucruri obișnuite, nimic special. Joc bowling, am făcut jiu-jitsu la Târgu Mureș, partea sportivă. Dacă te aude asociația, acum sigur o să dorească să te coopteze într-o echipă de popice pe undeva. Să... Da, numai că problema e că la Buzău, unde stau acum și lucrez la distanță, la Buzău antrenamentele la popice se fac la Ploiești. Nici nu e chiar așa departe. Adică... Nu e, dar să trebuiască să mă duc la mama naibii ca să ăsta... Bine, eu joc de plăcere, oricum joc cu prieteni, joc bowling care diferă un pic de față de popice. Nu sunt eu mare sportiv, dar încerc să mă mai mișc eu, că în programare este tendința asta a sedentarismului. Noi stăm toată ziua pe scaun și poate în taste. Acum, ca să zic așa, știi că noi masorii ne bucurăm când auzim de viitor pacienți de genul ăsta care... Da. ...au pe scaun și... Ăștia buni, au și bani, acă-s bune ăștia. Da, sigur. Asta e. Încerc să mă mai mișc. Nu știu ce, dacă ar fi... Să ai acum, nu știu, lângă tine câțiva tineri în an terminal la liceu sau tineri care se pot reorienta dintre confrații noștri, ca să spun așa, ce sfaturi le-ai da? Păi să găsească ce le place, ceea ce nu neapărat e ușor.
Asta intră mai mult în domeniul psihologiei. Eu am fost norocos când mi-am dat seama singur. Înțeleg că mulți nu își dau seama singur. Și există acești oameni, se numește orientare vocațională, dacă nu zic prostii, care încearcă să te ajute să determini ce vrei. Deci, într-un fel sau altul, trebuie să găsești ce-ți place. După aia să vezi dacă poți să faci și să încerci să faci. E relativ simplu. În niciun caz să nu stai degeaba. Aia e chestia. Da, corect. La ca nevăzător mai este chestia asta că îți cam permit să stai degeaba, că de foame nu mori. E o problemă asta, dacă mă întreabă cineva pe mine, că după aia statul îi ține în minim, ca să zic așa, și ei sunt nemulțumiți din cauza asta, când de fapt ei și-au provocat chestia asta, că nu au încercat să treacă de minim. E o capcană aici. Da, eu am auzit acum câteva zile pe domnul președinte Tupiluș cum povestea că la un moment dat a avut o ofertă de la o firmă pentru a angaja 10 masori în București. Așa. Și într-o perioadă de firma a trebuit să-și retragă oferta că n-a găsit personal pe care să-l angajeze. Mie mi s-a părut foarte ciudat, adică din cât se termină și din mulți din amicii mei pe care știu că stau pe salariu minim, pe economie, la cât un salon, 8 ore pe zi sau cu un program din ăla criminal, de la 10 la 18, de le mănâncă toată ziua, de n-au ce să mai facă. Și cu toate astea, dânsii spun că nu au găsit pur și simplu persoane să fie angajate. Știi? E o chestie foarte ciudată. Știi? Foarte puțini nevăzători sunt angajați. Eu am văzut statisticile de la Ministerul Muncii și m-am îngrozit, îți spun sincer. Deci rata celor care sunt angajați e undeva la 2%. Uite, chiar o să scot de pe site-ul Ministerului Muncii datele și o să le prezint în emisiune. Știi? Deci pe o parte nu avem decât 2% angajați, dar pe de altă parte când avem ocazia să câștigăm un ban, să ne angajăm... Nu se bagă lumea. Nu se bagă lumea, da. Da. Foarte... Sau nu știu dacă nu se bagă, eu nu știu cu ANR-ul cu astea, nu știu dacă nu se bagă lumea sau nu sunt anunțați. Eu am minim un coleg de clasă care caută și nu găsește, deci în fine... Măi, Ștefan, uite, pot să-ți dau exemplu cu site-ul meu. Eu am un site prin care am încercat să promovez colegii nevăzători din țară. Totul era absolut gratuit, trebuiau decât să se înscrie pe acel site, cu datele de contact, cu experiența profesională. Și la un moment dat aveam județe care nu erau acoperite. Și mi s-a întâmplat să vorbesc cu 3-4 persoane dintr-un anumit județ. Dacă o să-i dau numele acum, sigur o să sară lumea în cap, că am eu ce am cu zona respectivă. Așa, și pur și simplu nu am găsit doritori. Mie mi s-a părut șocant. Deci, nu l-a obligat cu nimic pe om. Clientul intra pe site, găsea datele de contact, îl suna, dacă se înțelegeau la program și la preț bine, dacă nu, nicio supărare. Știi? Mm-hmm. Și cu toate astea, pe județul respectiv, foarte, foarte mult timp, eu nu am avut niciun coleg acolo. Da, nu știu. Nu mă pricep. Mai ales în domeniul ăsta chiar nu știu ce se întâmplă. Da, sigur. Dar vorbeam acum de locurile de muncă pentru nevăzători în general, știi? Nu neapărat. Treaba lor. Unii poate nu vor. Eu am vrut că nu mi-au ajungea banii. Mie place să am posibilitatea să fac diverse lucruri pe care nu puteam să le fac doar cu pensia. Înțeles. Și să am și ce să fac, să nu stau acasă, să mai citești, mai ăsta, te mai plictisești, mai vrei să mai faci ceva productiv. Mai. Uite, un discurs motivațional, nu? Dacă îl mai aducem și pe Radu, da, într-o emisiune și încă vreo doi colegi, s-ar putea ca, nu știu, în câteva luni... El o să fie mult mai răutăcios ca mine, eu sunt delicat acum. Nu, dar s-ar putea în 6 luni de zile să vedem cum dau năvală la oficiile de muncă, sau nu știu cum se mai numesc acum, agențiile de forță de muncă. ANOF, da, așa, ceva de genul, da, știi? Și o să dea nevală acolo nevăzătorii să ceară de lucru. Treaba lor, nu știu. Fiecare... Eu îmi văd de treaba mea. Da, ca alții vor bine. Dacă nu, iarăși bine. Nu o să stau eu să trag de nimeni. Da, nu... Că nu e interesul meu în viață. Eu nu sunt ăsta de... Am văzut pe niște grupuri de discuții, nu numai ale nevăzătorilor, ale persoanelor cu handicap, vis-a-vis de ce spui tu, doamne, ce tragedie dacă cumva pensia întârzie o zi sau două, deci eu sunt în stare să fac o revoluție, la să iasă în stradă, da. Da, treaba lor. Ca să fac un mic efort așa să mai câștige un ban, fiecare, exact cum ai spus, pe bucățica lui, în funcție de vocația pe care o are sau... Bine, într-adevăr, nici nu e ușor, că dacă nu vrei masaj și nu vrei profesor, cam nasol pe aici, că call center-e nu sunt obișnuite să accepte nevădători ca prin alte țări. Sunt și groazele probleme, dar trebuie să se apuce cineva să le rezolve. Uite, la un moment dat eu am avut o ofertă. E adevărat, nu era oficială, nu era un post scos la concurs. Un fost pacient de-al meu își extindea business-ul și avea nevoie pe cineva la call center. M-a sunat pe mine, i-am explicat că nu am cum să-l ajut, dar îi pot găsi pe cineva. Am fost neplăcut surprins, să spun așa, că am încercat să iau legătura cu 2, 3, 4 colegi care ar fi putut să facă lucrul respectiv. Domnul chiar era o persoană deosebită, nu s-a ajuns să se discute de sumele de bani sau ceva. Și cu toate astea nu prea au fost amatori.
Nu comentez treaba lor. Da. Dacă ei n-aveau chef să lucreze și nu puteau, și ăsta e un drept am muncii, nu e obligație. Tu mai ai vreo legătură cu asociația, activezi la activitățile lor pe acolo? Ești, nu știu. Nu prea, adică nu, să nu mint. Am avut, să zicem, o colaborare, adică am predat niște cursuri la care erau parteneri, ANR-ul, numai ANR-ul era și FCC-ul pe acolo, în fine. Deci nu pot să zic că nu am niciodată treabă cu ei, dar în rest am avut pentru că nu fac activități care să mă pasioneze. Da, asta era, următoarea întrebare, deci, care ar fi motivul? Citire rapidă, iarăși nu, eram cel mai prost cititor de Braille în clasă și probabil că am rămas ca viteză și nu am găsit nimic să fie interesant, să-mi placă mie, să nu știu. Ai încercat la un moment dat, nu știu, să te duci cu niște propuneri către... Asta recunosc că nu. Îmi lipsește abilitatea de organizator. Nu cred că sunt omul care să creeze, să direcționeze chestii. Eu mă consider un... Dar în română propunere... nu sună bine. În română, în engleză, zice problem solver. Eu mă consider un om care primește probleme și le rezolvă. Nu un om care organizează, ridică, trimite oamenii să facă și să dreagă. Nu, întrebarea mea era, Ștefan, dacă, nu știu, la un moment dat, bun, nu ești bun de organizator, dar ai încercat, eu știu, să vorbești la filiala respectivă acolo, să spui, măi, oameni buni, uite, eu mi-aș dori să facem și alte activități, ceva de genul X, Y, Z. Nu știu, problema că nici eu nu știu exact de ce gen ar fi. Știu că aș vrea cu integrare cu alte persoane, dar nu știu cum să se realizeze. Ok. Păi, hai să ne oprim aici, că noi mai avem și alte treburi mult mai importante de făcut. Să spun așa. Îți mulțumesc mult de tot și mă bucur că am reușit să te prind. Și sper să mai avem ocazia să mai auzim de tine. Sigur, oricând. Dacă nu, s-ar rugă cu pietre pe la dumneavoastră pe aici când mai apar eu. Eu sper că nu. Că în felul în care, nu știu, gândim noi această emisiune, eu și cu Cristi Simion, chiar ar fi păcat să... Și în momentul în care se va întâmpla așa ceva, noi ne retragem și vom lăsa locul altora mai... Ok. O seară bună! La revedere! Vox Online. Și pe fază, și pe fir. Materialul cu domnul Ștefan Moisei a avut undeva la 25 de minute, v-am spus, era puțin cel mai lung, dar Simion a avut grijă să-l ciuruiască. Eu mă bucur că am avut ocazia să petrec câteva ceasuri alături de Ștefan. Este un băiat deosebit, un băiat ambițios, de la care mulți dintre noi avem de învățat. Sigur. Da. Și omul a demonstrat că se poate și nu e singur. Sigur, da. Nu este singurul, da. Așa cum și noi demonstrăm ediție de ediție că suntem numărul 1, da, pe piața radiourilor online a persoanelor cu dizabilități, deci nu numai din radiourile nevăzătorilor, cifrele vorbesc de la sine. Spun bine, Cristi, da? Sigur. Sigur. Îmi place că în seara asta tot timpul mă aprobi. Păi, când este, este. Când nu e, nu e. Este, este, da. Să reamintim că săptămâna viitoare l-avem invitat pe Mihai Dima. Au fost persoane care ne-au reproșat pe Facebook de ce nu aducem și președinți de filial. Nu avem nimic împotrivă. Eu am vorbit în ultimele 2-3 săptămâni cu câțiva președinți și o parte s-a oferit să vină în direct. Și cred că am ajuns la un nivel la care dacă dânsii au ceva de comunicat știu să ne găsească. Exact, îi putem programa și pot vorbi liber. Sigur. Deci domnul Dupruș n-a avut niciun fel de problemă să mă contacteze astăzi și să mă sune, să-mi confirme că au primit înștiințare oficială vis-a-vis de quantumul indemnizației. Iar legat de președinți, dacă or să vină și nu au decât de spus ceva legat de excursii și petreceri, cum am auzit pe aici pe acolo, mai bine lipsă. Mai bine lipsă. Bun. Până trecem la următorul calup de materiale, avem o surpriză pentru dumneavoastră și pentru noi. Da, și pentru noi, sigur. Și pentru noi a fost o mare surpriză. Să-i spunem bună seara doamnei Liuba Dabija de la Republica Moldova, de lângă Chișinău, am înțeles, da? Bună seara, doamnă! Bună seara! Dacă se poate, puțin mai aproape de microfon.
Da, spuneți. Și chiar îmi pare foarte bine că am ascultătura asta. Am avut multe noutăți din România. Și vă salut tot, nevăzătorii și chiar tot, toată lumea din România și Marcel Ursu. Mă fac cunoștință cu dumneavoastră. Cum? Și noi salutăm nevăzătorii din Republica. Din Republica Moldova. Cum ați auzit de Radio Vox Online? Marcel Ursul meu. Deci prietenul nostru, Marcel Urs. Care a realizat de fapt și acel material, dacă nu mă înșel, da, care l-am ascultat acum da. Câteva săptămâni. De unde anume sunteți exact? Din Orhiei. Acum Orhiei. Nu prea știm noi geografia Moldovei, adică ne cam încuiați. Unde vine exact? 45 de kilometri de la Chișinău. Da. Bun, mai vreți să adăugați ceva pentru ascultătorii din România, care acum stau ciuliți cu urechile la radio? Nu prea știu ca să vorbesc așa în multe vorbi, dar chiar îmi pare bine și mult încă de la tine, la dânsii și pare bine, tot lumea v-a spus și îmi pare bine și dumneavoastră. Să vă doresc în continuare ca tot așa. Suntem și în Republica Moldova, veniți în vizită. Da, mulțumim frumos. Sigur, cu mare drag, o parte din noi au fost anul trecut. Și eu, sigur o să mai și eu recunosc că am fost de vreo 12 ori în Republica Moldova, la Cahul, Moscovei, Chișinău, Vadul, Vodă, ce să zic, frumoasă țară. De fapt, teritoriul român e 100%, dar așa ne-au învrăjbit alții. Dar nu e treaba noastră, noi îi mulțumim frumos doamnei că a avut bunăvoința să intre cu noi în direct. Toate cele bune, doamnă, sănătate din România. De asemenea, pa, pa. Da, domnul Nelu Rusu ne întreabă dacă cumva doamna este una și aceeași persoană cu doamna Mița, care ne tot scrie n-are pe Facebook. Nicio legătură. Sigur, nu, n-are nicio legătură. Marcel. Doamna Mița se spune că ar fi de la Bacău, da. Da. Nu, Marcel Ursu de fapt i-a luat un interviu mai amplu și a fost dat, difuzat la Vox Online. Da. Chiar a fost o surpriză și pentru noi, doamna s-a conectat în această seară, ne-a cerut acceptul pe Skype, am schimbat două vorbe, ne-a spus că e din Republica Moldova, am întrebat-o dacă dorește să intre să ne salute și a avut această amabilitate. Mulțumim frumos. Hai să trecem mai departe. Dacă tot am vorbit noi de nevăzători care sunt așa dotați cu inteligență pentru superinformatică, la urma urmei despre asta vorbim, inteligența e cea care face diferența, să ascultăm și câteva materiale în domeniu, nu? Da. Ia, spune-le. Să spunem, nu, era o reclamă pe vremuri, Maluri de Prut, uite că am reușit să, să unim. Ia, numește materialele și vorbim noi după aia. Da. Cum anulez trimiterea unui e-mail prin Gmail, Outlook și Yahoo? Surse de finanțare pentru ONG-uri direct pe telefon, la o notificare și un swipe distanță. Ți-ai uitat o parolă Facebook, vrea să ia locul e-mailului și lansează un serviciu pentru a te ajuta. Un calcul arată de câte vizualizări pe YouTube este nevoie pentru a câștiga salariul minim pe economie din România. Asta cred că e cu dedicație pentru un prieten de al nostru comun, Cristi. Avem noi un prieten comun, da, se chinuie. Are până acum, mi-a zis, 60 de euro. Da, omul speră să ajungă să trăiască, noi îi urăm succes. Da, îi urăm succes în continuare. Cred că ne ascultă. Da. Bun, salut, hai Marius. Să ascultăm și vorbim după aia. Cum anulez trimiterea unui e-mail prin Gmail, Outlook și Yahoo? Ni se întâmplă tuturor. Apăsăm butonul Send
iar în secunda următoare se dezlănțuie iadul pe pământ. Realizăm că am uitat să atașăm fișierul acela important sau acum, după ce am făcut-o, ne dăm seama că de fapt nu vroiam să-i trimitem șefului mesajul acela acid. Ori am văzut în ultimul moment că am trimis e-mailul cui nu trebuia. Vestea bună este că serviciile de e-mail populare ne mai dau o șansă pentru a evita astfel de situații stânjenitare. Wall Street Journal ne arată ce trebuie să facem pentru a întoarce din drum un e-mail trimis cu Gmail, Outlook sau Yahoo.com. Ca regulă generală, trebuie să acționăm rapid. Gmail. Pe telefon. Gmail a introdus încă din 2013 opțiunea AndoSend, adică posibilitatea de a anula trimiterea unui e-mail. Pe telefoanele cu iOS, setarea este activată în mod implicit. Pentru cea mai recentă variantă a aplicației Gmail pentru iOS, atunci când trimiți un e-mail, vei vedea butonul Ando în partea de jos a ecranului, în colțul din dreapta, timp de 5 secunde. Dacă l-apeși, vei putea să recuperezi mesajul și să-l editezi în mod surprinzător. Funcția nu este disponibilă în aplicația pentru Android. Pe desktop. Pe site-ul gmail.com, la setări, în dreapta sus, selectezi opțiunea Activează anularea trimiterii sau Enable Ando Send. Dacă ai contul setat în limba engleză și intervalul în care îți dorești să poți face acest lucru, 5, 10, 20 sau 30 de secunde. Salvează modificările, iar când vei trimite următorul e-mail, îți va apărea în partea de sus a ferestrei butonul Anulează acțiunea anterioară sau Ando. Outlook.com. Pe telefon. Microsoft nu oferă această funcție nici pentru iOS, nici pentru Android. Pe desktop. Pe Outlook.com dă click pe iconița Gear, care arată ca o roată dințată. Selectează Options, iar apoi Ando Send. Selectează Let me cancel message I've sent for și alege intervalul dorit pentru anulare, 5, 10, 15 sau 30 de secunde. Salvează modificările. Vei vedea la următorul e-mail trimis butonul Ando, precum și câte secunde îl mai poți folosi. Yahoo Mail. Pe telefon. Aplicația Yahoo Mail are această funcție activată în mod implicit atât pe iOS cât și pentru Android. Atunci când trimiți un e-mail, butonul Ando apare în dreapta jos doar pentru 3 secunde. Pe desktop. Yahoo nu oferă posibilitatea anulării trimiterii unui e-mail pe site-ul său. Surse de finanțare pentru ONG-uri direct pe telefon, la o notificare și un sweep distanță. Asociația Europa Digitală și HornetMobile.ro au lansat prima aplicație pentru smartphone dedicată sectorului ONG, care centralizează sursele de finanțare ale organizațiilor și le ajută să eficientizeze procesul de strângere de fonduri din granturi naționale și internaționale. Aplicația Grant ONG a fost elaborată și dezvoltată în contextul în care aproape jumătate din ONG-urile românești afirmă că obțin informații privitoare la granturi din mediul online, iar 9 din 10 consideră că o astfel de aplicație mobilă care să ofere informații recurente despre finanțări ale sectorului non-profit este imperios necesar. Totodată, aplicația Grant ONG va oferi posibilitatea de a filtra după domeniile vizate de granturi și de a notifica utilizatorii în timp real printr-un push notification în momentul când s-au lansat noi linii de finanțare pentru sectorul civic. În prezent, există foarte multe portaluri și website-uri românești și internaționale care publică frecvent informații despre noile surse de finanțare pentru ONG, însă seturile de informații nu sunt prezentate într-un cadru standardizat, ceea ce scade drastic accesul la informații concrete și în timp util pentru aplicarea la acestea. În același timp, trebuie să ținem cont de creșterea foarte mare a numărului de ONG-uri românești din 2010 încoace. În prezent, numărul lor a crescut la peste 100.000 la sfârșitul anului 2016, dublu față de acum 6-7 ani, iar acest sector foarte important pentru o societate democratică trebuie să beneficieze de finanțări pentru a contribui la dezvoltarea economiei sociale. Ținând cont de acest context, am decis să lansăm prima aplicație pentru Android și iOS care să ajute sectorul non-profit să crească, să se autosusțină și să contribuie la dezvoltarea societății românești. Pe această cale, invităm toate autoritățile de management și
finanțatori să trimită detaliile granturilor pe adresa granturi@europadigitala.ro spre a fi publicate în aplicația mobilă, declară Remus Lucuț, președintele Asociației Europa Digitală. Parola? Facebook vrea să ia locul e-mailului și lansează un serviciu pentru a te ajuta. Facebook a anunțat lansarea unui serviciu dedicat site-urilor și aplicațiilor online numit Delegated Recovery. Delegated Recovery este o facilitate care va permite recuperarea accesului la serviciile online cu ajutorul contului de Facebook, în cazul în care este uitată parola. Dacă va fi adoptat de scara largă, va reprezenta încă un instrument prin care site-urile și utilizatorii vor fi și mai legați de Facebook. În prezent, când un utilizator își uită username-ul sau parola și nu mai are acces la un serviciu online, poate folosi e-mail-ul pentru confirmarea identității sau modificarea datelor de acces. Facebook vrea să schimbe acest lucru și să devină elementul esențial în profilul utilizatorilor, pe baza căruia să fie confirmată identitatea, luând astfel locul clasicului e-mail, iar acest lucru va putea fi posibil grație noului Delegated Recovery. Cum funcționează? Acesta se adresează site-urilor și serviciilor online care l-ar putea adopta pentru a simplifica și securiza modul în care este verificată identitatea utilizatorilor care și-au uitat datele de acces. Delegated Recovery va constitui o punte între site-uri și profilul personal de Facebook. Site-urile care vor integra Delegated Recovery vor putea crea un cod criptat care va fi atribuit profilului de Facebook al utilizatorului. Astfel, când un utilizator nu mai poate accesa un anumit site pentru că a uitat parola, își va putea verifica identitatea și redobândi accesul prin logarea pe Facebook. În spatele acestei acțiuni, Facebook va trimite codul criptat către site-ul respectiv pentru a confirma identitatea utilizatorului. Dincolo de faptul că întregul internet devine și mai dependent de Facebook, Delegated Recovery reprezintă o soluție mai simplă și mai sigură decât e-mail-uri pentru confirmarea identității. Noul serviciu Facebook, lansat sub licența open source, se află deocamdată în faza de testare, fiind disponibil doar pentru GitHub. Un calcul arată de câte vizualizări pe YouTube este nevoie pentru a câștiga salariul minim pe economie din România. Ideea de a face bani din clipuri publicitare pe YouTube a rămas pentru destul de mult timp învăluită într-un oarecare mister, însă în mod cert câștigurile sunt garantate, scrie Business Magazine. Un amplu material publicat de cei de la New York Times la începutul anului 2014 a încercat să afle cât de greu este pentru creatorii de conținut original să câștige sume consistente și care este secretul celor care reușesc să facă asta. Jurnaliștii americani au prezentat cazul vlogăriței Olga Kay, care deținea la acea vreme 5 canale de YouTube ce adunau în jur de 1 milion de abonați. Tânăra de 31 de ani câștiga între 100.000 și 130.000 de dolari anual, dar mare parte din bani erau reinvestiți în aparatură sau recuzite, pentru a avea tot timpul conținut relevant pe cele 5 canale. Olga Kay trebuia să urce în jur de 20 de clipuri pe săptămână, iar asta îi ocupa aproape tot timpul, ea ocupându-se și de montaj și prezentare. În ceea ce privește veniturile generate din reclame pe YouTube, aproximativ jumătate din acestea ajung la creatorii de conținut, cealaltă jumătate fiind investită de YouTube în mentenanță și dezvoltarea platformei. Pe scurt, sistemul de monetizare al YouTube se bazează pe conceptul de împărțire a veniturilor din reclamă cu creatorii de conținut, sistem numit Revenue Share. Astfel, orice creator de conținut care are activ un cont de Google AdSense poate opta
pentru monetizarea canalului său prin acceptarea diferitelor formate de reclamă. În general, sunt anunțuri sponsorizate ce apar în coloana din dreapta, bannere transparente care sunt afișate peste video, reclame video care rulează la început și pot fi închise după 5 secunde. Deși sistemul e la fel pentru toți, asemănările dintre youtuberii români și cei străini se opresc aici. Un calcul realizat pe baza informațiilor obținute de la cel cu care am discutat arată că pentru a obține echivalentul unui salariu minim pe economie, 1450 de lei, un creator de conținut trebuie să genereze lunar peste 2,5 milioane de afișe. Mai simplu spus, dacă toată populația capitalei s-ar uita lună de lună la clipurile tale, un youtuber ar reuși să câștige în jur de 350 de dolari. Cum reușesc atunci creatorii de la noi să trăiască de pe urma canalelor de YouTube? Trebuie să-ți creezi propriile tale contracte cu diferiți terți. Nu poți să trăiești din YouTube, explică Ionuț Bodonea și Andrei Lăcătuș, oamenii din spatele serialului online 10 lucruri. Începutul antreprenoriatului pe YouTube datează din mai 2007, atunci când Google, după ce a achiziționat platforma pentru 1,65 miliarde de dolari, a introdus serviciul Partner Program. Acesta a schimbat complet fața YouTube, oferind utilizatorilor posibilitatea de a fi plătiți pentru clipurile care devin virale. Tot din 2007, compania a atașat pentru prima oară publicitate clipurilor. 5 ani mai târziu, înțelegând potențialul platformei, cei de la Google au pus la dispoziție creatorilor de conținut original burse în valoare de 100 de milioane de dolari prin programul YouTube Original Channel Initiative. Da, văd că în seara asta avem ascultătorii mult mai activi decât în alte dăți. Repetăm, cine dorește să intre alături de noi o poate face pe vox.nv.online cu condiția să aibă ultima versiune de Skype. Deci va actualiza Skype-ul și puteți fi alături de noi. Avem și un mesaj de la o domnișoară, i-a plăcut foarte mult materialul cu Ștefan Moisei și spune că a avut ce învăța din el. Să-i urăm succes, domnișoare. Păi, o motivație, de asta spun. Și mie mi-a plăcut materialul ăla cu YouTube. Mă apuc de YouTube, de mâine mă găsiți pe YouTube. Da. Bun, hai să trecem la celelalte materiale. Da. Cristi a avut grijă săptămâna asta, a știut el că nu prea suntem noi în formă și a avut grijă să ne pregătească multe, multe materiale. Aici vorbești în legătură cu tine, dar eu sunt în formă. No. Ca întotdeauna, da. Păi cum? Să mai spunem că mai avem o repriză de info. Cioclo! Cristi, să mai spunem că mai avem o porție mult mai amuzantă de mitingeală la finalul. Ai mitingul la români. Cea prima dată ați auzit mitingul în fața Palatului Cotroceni, nu? Cotroceni aia, sau cum eu zic. La umor e mitingul la români. Dată tot de la Cotroceni sunt marea majoritate. Ok, hai să nu supărăm lumea. Să trecem mai departe. Avem povestea unui nevăzător, Dumitru Motancea, care a trăit 6 decenii în creierii munților. Tare! Asta chiar tare de tot. Și încă un material scurt, achiziționarea produselor sau serviciilor realizate de persoanele cu handicap. Da, foarte interesant. Hai să dăm drum la materiale, discutăm după aia. Radio Vox cu două fețe, doar pentru că e stereo. Un bătrân nevăzător, o lecție de viață. Dumitru Motancea a trăit peste 6 decenii în creierii munților. Însemna scoarța copacilor să nu se rătăcească. Un bătrân nevăzător din Bumbești, Jiu,
ne-a oferit o adevărată lecție de viață. A trăit peste 60 de ani alături de soția sa într-un conac la munte. Mărturisește că a trăit foarte bine și liniștit fără tehnologie. Deși nu vede, acest lucru nu l-a împiedicat să stea în vârf de munte peste 6 decenii. Însemna scoarța copacilor pentru a nu se rătăci când pleca după animale prin pădure. Tot în creierii munților a creat un volum de poezii. Copiii săi le-au scris în timp ce el le dicta. Ajuns la 87 de ani, recunoaște că îi este dor de plai și de liniștea de acolo. Sunt versuri pe care le-a creat chiar la munte. Dumitru Motancea s-a născut la 27 ianuarie 1930 în apropiere de uzina mecanică din Sadu. Era o pajiște frumoasă la marginea pădurii, așa își amintește bătrânul primele imagini pe care le-a văzut. Nevăzător, a rămas la vârsta de 30 de ani. În ciuda acestui lucru, nu a putut să rămână departe de munte. Până anul trecut, a trăit într-o casă din plai, în apropierea mănăstirii Lainici. Nu i-a fost greu, ne-a mărturisit neamitică, nici să meargă după animale prin pădure. M-am învățat ca cerbul în mijlocul naturii, ne-a spus bătrânul. Era liniște, mânca doar produse sănătoase și apa rece de izvor i-au ținut departe de boli. A suferit doar câteva răceli de-a lungul vieții sale. Tot în munte, pe lângă treburile gospodărești și munca cu animalele, neamitică a început să creeze poezii. Are deja numele pe o carte denumită simbolic Viața în plai. Dictează versurile nepoților sau fiicei sale, însă și după ani întregi nu le-a uitat. Și fluierul este o altă pasiune a bătrânului care a împlinit recent 87 de ani. Tot pe lângă oi a învățat de la străbuni să cânte la fluier. În urmă cu un an, soția sa a suferit un accident vascular, iar de atunci a rămas acasă. Ginerele a fost cel care a mers după el în munți să o aducă la spital. Dumitru Motancea are până acum 2 nepoți și 6 strănepoți. Cu toții se bucură că au ce învăța de la el, un personaj autentic care își va regăsi numele pe o nouă carte de poezii în curând. Achiziționarea produselor sau serviciilor realizate de persoanele cu handicap, ce trebuie să știe angajatorii? Articolul 78 din legea 448 pe 2006 reglementează protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și modul de lucru în raport cu aceștia. Suma datorată de autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, se declară la poziția 25, vărsăminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, din formularul 100, declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat. Conform articolului 78 din legea 448 pe 2006, un angajator poate să achiziționeze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitățile protejate autorizate pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, din valoarea facturii, bază plus TVA, care este suma ce poate fi dedusă lunar, mai exact, dacă am o factură de 100 de lei, 80 de lei servicii și 20 de lei TVA, care este suma pe care am dreptul să o rețin din fondul lunar constituit. Întrebări din portal codulmuncii.ro. Așa cum am menționat mai sus, declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează și se depune de plătitorii de impozite și taxe cărora le revin, potrivit legislației în vigoare, obligațiile de plată cuprinse în nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa numărul 15. Termenul de depunere a declarației este lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare pentru obligațiile de plată reprezentând vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate conform legii numărul 448 pe 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările și completările ulterioare. În concluzie, achiziționarea produselor sau serviciilor de la unitățile protejate se realizează lunar în baza unui contract însoțit de factură și de dovada plății.
Suma dedusă din fondul lunar va fi suma facturată și achitată. În exemplul dat, suma de 100 de lei este considerată cheltuială deductibilă utilizată pentru achiziționarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitățile protejate autorizate. Cristi, ce mai nou pe la servici? Toate la locul lor. Se muncește pe brânci, se asudă din greu. Poți să ne dezvălui câteva titluri noi care vor intra în bibliotecă? Păi deja a intrat Viața lui Isus de François Magnin, un teolog francez. Nu știu dacă am pronunțat bine cu francezii, întotdeauna am probleme. Legende despre Iisus, un german, parcă ai multe, nu mi-aduc eu aminte acum, dar sunt destule. Dacă, mă rog, să uită cineva pe pagina de la ANR, la titlul nou la Biblioteca MP3, o să le vadă acolo. Printre care și calendarul ortodox. Au făcut calendarul ortodox, o treabă foarte bună. O carte scrisă de Teofil Părăian, arhimandritul Teofil Părăian, pentru cealaltă a vremii noastre, parcă așa zice. Nu sunt câteva titluri noi. Interes. Da, noi mai intrăm pe legislație între timp să vedem. Da, nu avem nimic nou. Avem încă un mesaj. Da. Da, vedem care treaba. Cineva ne dă un mesaj. Salut, nu se poate copia de erori. Nu știu la ce se referă. Da, nici eu nu înțeleg, dar să ne spună la ce anume. Poate încercăm să remediem. Da. Bun. Deci, salut, nu se poate copia de erori cărțile de la ANVR. Cristi, uite, cineva ne spune lucrul ăsta. Păi de unde? De pe FTP, de la ei sau de la mine? Că eu niciun caz nu. Cărțile de la ANVR, spune persoana respectivă. Mm-hmm. Deci ar fi bine mâine să dai un telefon să vezi ce se întâmplă acolo mai exact. FTP-ul ANVR. Da, uite, ne-a și scris FTP-ul ANVR. Da. O să întreb, de fapt el e funcțional acum, da? În mod normal, da, dar el în ultimul timp cam are probleme, cade destul de des, nu știu de ce. Este așa un fel de... Dar hai să vedem. Ionele, ce avem noi, următorul material, că acum deja nu mai știm noi ce urmează la... Cum ascultăm, cred că vine un material despre, un material iar ceva mai lunguț, poate ne spune Aurel despre ce vorba? Da, un material de aproximativ 18 minute, drepturile copiilor cu dizabilități și ale persoanelor care îi au în grijă. Doar de unde? Observatorul social, cred. Dacă observatorul pungro. Hai că să ascultăm și vedem. Drepturile copiilor cu dizabilități și ale persoanelor care iau în grijă. Material preluat de pe observatorul.ro.
În toate acțiunile care privesc copiii cu dizabilități, va fi luat în considerare cu prioritate interesul superior al copilului. Copiii cu dizabilități nu ar trebui tratați ca niște recipienți ai carității. Ei au aceleași drepturi ca toți copiii, printre acestea dreptul la viață și la oportunitățile care rezultă dintr-o bună îngrijire a sănătății, nutriției și educației, dreptul de a-și exprima opiniile și de a participa în luarea deciziilor. UNICEF. Drepturile copiilor cu dizabilități, handicap până la 18 ani și ale persoanelor care iau în grijă. Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, capitolul Copiii cu dizabilități, precizează. 1. Statele părți vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că minorii cu dizabilități se bucură pe deplin de toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului în condiții de egalitate cu ceilalți copii. 2. În toate acțiunile care privesc copiii cu dizabilități, va fi luat în considerare cu prioritate interesul superior al copilului. 3. Statele părți vor asigura copiilor cu dizabilități dreptul de a-și exprima liber opiniile în toate aspectele care îl privesc, ținând seama de opiniile lor în funcție de vârstă și gradul de maturitate, în condiții de egalitate cu ceilalți copii și că, în realizarea acestui drept, li se asigură asistența adecvată dizabilității și vârstei. Copiii cu handicap, dizabilități sau reprezentanții legale ai acestora, cetățeni români, cetățeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au conform legii domiciliu ori reședința în România, beneficiază de drepturile și obligațiile persoanelor cu dizabilități handicap acordate în scopul integrării și incluziunii sociale a acestora, reglementate de legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare. Copiii cu dizabilități handicap beneficiază de drepturi destinate facilitării accesului efectiv și fără discriminare la măsuri de suport și de îngrijire adaptate nevoilor lor, ocrotirea sănătății, prevenire, tratament și recuperare, educație și formare profesională, asistență socială, respectiv servicii sociale și prestații sociale, pregătire în vederea ocupării unui loc de muncă, transport, acces la mediul fizic, informațional și comunicațional, petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism, precum și la orice alte activități apte să le permită deplina integrare socială și dezvoltare personală, servicii de îngrijire personală stabilite în baza evaluării socio-psihomedicale și a nevoilor individuale de ajutor pentru realizarea activităților uzuale ale vieții zilnice, asistență juridică, facilități fiscale, alocația de stat care se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit această vârstă și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional până la terminarea studiilor. Quantumul alocației este stabilit în raport cu indicatorul social de referință, ISR, care reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căruia se raportează beneficiile de asistență socială suportate din bugetul de stat. Promovarea și respectarea drepturilor copiilor cu dizabilități, handicap, revin în principal autorităților administrației publice locale, unde și are domiciliul sau reședința aceștia, și în subsidiar, respectiv, complementar, autorităților administrației publice centrale, societății civile și familiei sau reprezentanții legali. Părinții sau reprezentanții legali au obligația de a respecta și sau urma serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copiii cu dizabilități încadrați în grad de handicap. Pentru asigurarea accesului nemijlocit și neîngrădit la servicii, în baza principiului egalizării șanselor, autoritățile publice competente au obligația să asigure resursele financiare necesare și să ia măsuri specifice. Drepturi și facilități copiii cu handicap până la 18 ani. A. Drepturi ale copiilor cu dizabilități handicap, indiferent de gradul de încadrare în grad de handicap sau dizabilitate. Sănătate și recuperare. Asistență medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul ospitalizării în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condițiile stabilite prin contractul cadru. Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu.
servicii gratuite de cazare și masă în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și stațiuni balneare la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist. Un bilet gratuit de tratament balnear în cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare și integrare socială și a recomandării medicului de familie sau medicului specialist. Educație. Copiii cu dizabilități, handicap, au acces liber și egal la orice formă de educație, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap și nevoile educaționale ale acestora și au următoarele drepturi. Li se asigură educația permanentă și formarea profesională de-a lungul întregii vieți. Copiii cu dizabilități, după caz familia ori reprezentanții legali, constituie principalii factori de decizie în alegerea formei și tipului de școlarizare, precum și a unității de învățământ. Unități de învățământ special, formate din școală specială, cantină și, după caz, internat școlar în condițiile legii. Integrarea individuală în unități de învățământ de masă, inclusiv în unități cu predare în limbile minorităților naționale. Grupe sau clase speciale compacte, integrate în unități preșcolare și școlare de masă. Servicii educaționale prin cadrele didactice itinerante de sprijin la recomandarea Comisiei Interne de Evaluare Continuă și la cererea părinților. Școlarizarea la domiciliu până la absolvirea studiilor liceale, dar numai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului. Educația la patul de spital, pe durata spitalizării, la recomandarea Comisiei Interne de Evaluare Continuă și cererea părinților. Pentru copiii, elevii și tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni, se organizează după caz grupe sau clase în cadrul unității sanitare în care aceștia sunt internați. Școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de clase sau de grupe în spitale, se fac de către inspectoratul școlar la propunerea CJRAE-CMPRAE, conform unei metodologii cadru elaborate de Ministerul Educației. Acces gratuit de masă și cazare în internatele școlare. Locuri gratuite în tabere de odihnă o dată pe an, indiferent de forma de învățământ, împreună cu asistenții personali. În vederea obținerii unui loc gratuit în tabere de odihnă pentru preșcolarul sau elevul cu handicap, părintele ori reprezentantul legal al acestuia va depune o cerere la unitatea de învățământ de care aparține, însoțită de copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap. Studentul cu handicap va depune cererea personal sau prin reprezentant. Școlarizarea în alt județ sector al municipiului București decât cel de domiciliu, cu suportarea cheltuielilor din bugetul județului sectorului în care se află unitatea de învățământ. Învățământul special și special integrat, care reprezintă o formă de instruire școlară diferențiată, adaptată, precum și o formă de asistență educațională, socială și medicală complexă, destinată persoanelor cu cerințe educaționale speciale. Elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale pot dobândi calificări profesionale corespunzătoare tipului și gradului de deficiență. La solicitarea scrisă a părinților, a tutorilor legali sau a susținătorilor legali, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar. Evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale se realizează de către centrele județene de resurse și de asistență educațională, denumite în continuare CJRAE, respectiv de Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, denumit în continuare CMBRAE. Prin serviciile de evaluare și de orientare școlară și profesională, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, acordându-se prioritate integrării în învățământul de masă, CJRAE cuprind și centrele logopedice interșcolare. Stabilirea gradului de deficiență al elevilor cu cerințe educaționale speciale se realizează de către comisiile din cadrul CJRAE-CMBRAE în colaborare cu comisiile pentru protecția copilului din cadrul Direcției Generale Județene a Municipiului București de Asistență Socială și Protecție a Copilului. Finanțarea învățământului special și special integrat se face din bugetele județelor unde funcționează unitatea de învățământ special, indiferent de domiciliul copiilor, elevilor, tinerilor cu cerințe educative speciale, și din bugetele locale ale sectoarelor municipiului București,
articolul 6 din hotărârea de guvern 1251/2005, articolul 102 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, numărul 5, 574/2011. Copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, CES, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, care nu sunt incluși în sistemul de protecție socială, beneficiază de alocația de hrană și drepturile la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite, manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, articolul 51, alineatul 2 din legea 1/2011, modificat, alineatul 7 din legea numărul 272/2004, modificat și hotărârea de guvern numărul 904/2014. Drepturile prevăzute, alocația zilnică de hrană, rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial, articolul 26, aliniatul 2, din Ordinul Ministrului Educației. Numărul 5, 574/2011, modificat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării, numărul 5036/2015. Părinții se adresează cu o cerere unității școlare frecventate de copii, această instituție fiind în măsură să facă demersurile necesare către instituțiile finanțatoare ale școlilor, consiliile locale, județene, instituții finanțatoare ale școlilor, care în limita bugetelor ar putea aloca sume pentru copiii, elevii cu cerințe educaționale speciale, CES, integrați în învățământul de masă și care dețin certificate de orientare școlară și profesională. Educația copiilor cu dizabilități este parte integrantă a Sistemului Național de Educație, coordonat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Cultură, Sport, Turism. Gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive. Persoana care însoțește copilul cu handicap beneficiază de gratuitate la biletele de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive. B. Drepturi ale copiilor cu dizabilități, handicap grav și accentuat, sănătate și recuperare. Asistență medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condițiile stabilite prin contractul cadru. Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei și în condițiile prevăzute în contractul cadru. Transport. Beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban, cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metrou. Însoțitorii persoanelor copiilor cu handicap grav în prezența acestora. Însoțitorii copiilor cu handicap accentuat în prezența acestora. Însoțitorii copiilor cu handicap auditiv și mental accentuat în prezența acestora pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap. Asistenții personali ai copiilor cu handicap grav, legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață este valabilă pe întreg teritoriul țării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local și este eliberată de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, costurile fiind suportate din bugetele județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București. Copiii cu dizabilități, handicap grav, beneficiază de gratuitatea transportului interurban la alegere cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio cu regim de rezervare la clasa a doua, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic. Beneficiază de aceste prevederi legale și însoțitorii persoanelor copiilor cu handicap grav numai în prezența acestora, precum și asistenții personali ai persoanelor copiilor cu handicap grav. Copiii cu dizabilități, handicap accentuat, beneficiază de gratuitatea transportului interurban la alegere cu orice tip de tren în limita costului unui bilet la tren interregio cu regim de rezervare la clasa a doua, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic. Beneficiază de aceste prevederi legale și însoțitorii copiilor cu dizabilități, handicap accentuat, numai în prezența acestora. Copiii cu afecțiuni renale,
care necesită hemodializă în alte localități decât cele de domiciliu, beneficiază de gratuitatea transportului interurban la alegere cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio cu regim de rezervare la clasa a doua, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial și peste numărul de călătorii prevăzut, în funcție de recomandarea centrului de dializă. Beneficiază de aceste prevederi legale și asistenții personali sau însoțitorii copiilor cu handicap care necesită hemodializă. Copiii cu dizabilități, handicap grav, beneficiază de alocație de stat în condițiile și în cuantumul prevăzut de lege acordată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială. Buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 106 lei, acordat prin Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București. Asistent personal, copiii cu dizabilități, handicap accentuat, beneficiază de alocație de stat în condițiile și în cuantumul prevăzut de lege acordată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială. Buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 79 de lei acordat prin Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului județene, respectiv locale, ale sectoarelor municipiului București. Copilul cu dizabilități, handicap mediu, beneficiază de alocație de stat în condițiile și în cuantumul prevăzut de lege acordată de Agenția pentru Plăți, buget personal complementar lunar indiferent de venituri în cuantum de 39 de lei acordat prin Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, copiii cu dizabilități, handicap de tip HIV-SIDA beneficiază și de alocație lunară de hrană calculată pe baza alocației zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice. Nu pot beneficia de drepturile prevăzute mai sus copiii cu handicap care se află în internate sau centre de plasament aferente unităților ori instituțiilor de învățământ special sau în alte tipuri de instituții publice cu caracter social, cu excepția centrului de tip Respiro, în care se asigură întreținere completă din partea autorității administrației publice. Mult a fost. Puțin dar bun. Cai. Da, bun. Da. Oamenii nu au de unde să știe toată legislația asta. Deși nu sunt convins că unora din ascultători nu le place, sunt foarte mulți care au copii cu dizabilități și se duc la ea, la asistența socială, să mulogeze de ei, să le pună dreptul. Dar uite, au ocazia acum să audă lucrul ăsta. Să le toate în același loc. Exact. Pe YouTube, pe canalul de YouTube. Hai, zic cum e cu YouTube. Da, sigur. Acum, dacă tot am ajuns, Cristi, ca de obicei, spre finalul emisiei, îi face mare, mare plăcere să audă statisticile YouTube-ului. Da, 1005 vizionări, deci 1005 vizionări pe clipuri și undeva la 6700, aproape 6700 de minute s-a stat emisiunile noastre, dar lider de audiență incontestabil rămâne emisiunea din 16 decembrie, cu Iulia Rada. Băi, nene, m-am uitat azi, 67 avea, mă. Da. 67 avea. Și după el, care era? Aia cu George Niculescu, 59, parcă am văzut. Da, ok. Să nu uitați mâine seară de prăvălia lui Aurel. Adică ascultați Radio Glas, Aquila, Express, Social, mai ziceți, bă, două, trei, care mai era? Da. Radio Nice, așa, mă, Radio uitam. Nice. L-ai uitat tocmai pe Lucia Țărică, vezi? Da, Radio Nice. Mai e? Nu mai e. Nu poate mai pentru săptămâna viitoare. Da. Ideea este că noi avem ultimul material, meeting-ul la români, dar înainte de meeting ne luăm noi la revedere, ca să se termine așa într-un ton optimist. Și mai optimist, Cristi, dăm voie să anunț că sunt foarte, foarte mari șanse, cel puțin așa mi s-a promis și dintr-o parte și din alta, că săptămâna viitoare să avem o super emisiune, dacă reușește Mihai,
Da, a fost anunțat Cezărică, cred că nu ești atent. Radio Nice a fost anunțat. Sigur, Radio Nice, am zis. Ei, îi place să se audă de dor program. Da, vrea. Ia, dă-i cu reverb. Ia. Să-i dăm cu reverb? Stai un pic, ia să vedem. Așa, facem super. Radio Nice. Dacă ai, n-ai. Dacă ai, n-ai. Și dacă n-ai, dai. Așa, și săptămâna viitoare, deci cum v-am spus, o să vină Mihai pe la noi și dacă se ține de cuvânt, o să intre în direct pentru câteva minute, pentru câteva întrebări și domnul Octavian Râșniță. Da. Sper că v-am stârnit deja curiozitatea treabă. Pentru săptămâna viitoare, sigur o să rupem... O să avem și melodie în premieră, v-am spus. O să rupem audiența. Încă un material haios așa de încheiere. Eu vă urez o seară plăcută, o săptămână frumoasă. Da, stai, cred că săptămâna care vine totuși va fi o misiune frumoasă. Avem și două melodii cu Maria Mareș, folk, foarte bune, în premieră pentru Radio Vox. Vă spun și eu la revedere, așa că Ionele, dă drum la material. Mulțumesc colegilor pentru emisiune, pentru prezentare. Vreau să vă spun și eu două, trei vorbe, dragi prieteni. Înainte de a asculta materialul promis de colegi, meeting-ul la România, vreau să vă anunț eu faptul că la Radio Vox Online emisiunile sâmbătă și duminică încep la ora 10, iar de la ora 23, adică imediat după magazinul interactiv, avem cartea preferată pe Vox difuzată, o emisiune realizată de Cristi Simion. La revedere, mulțumim pentru ascultare, așadar aveți motive să rămâneți în continuare conectați pe Radio Vox Online. De persoane, în frunte cu primarul comunei Schitu Duca, au mers astăzi în fața sediului PSD Iași. Oamenii au avut un mesaj ferm. Culmea este că o parte dintre participanți nu știau foarte bine în ce tabără sunt. Pentru hoții care sunt la putere. Aici au făcut. Au făcut de repădare și să spune să, dacă au făcut 200 de milioane, să nu intri penal. Unul fură o găină și îl condamnă cu 2 ani de zile. Unul fură 200 de milioane și spune că nu l-ai făcut nica. Păi da, susțineți PSD-ul și PSD-ul a dat această ordine. Care o dat-o să răspundă pentru ce a făcut fiecare. Păi ați venit aici să susțineți PSD-ul. Păi da, dar nu a dat PSD-ul. A dat guvernul care e majoritar PSD. Nu a dat PSD-ul. Hai marș la treabă, nu l-a întins mâna după microfoane. A, încă una drăguță cu protestele. Zilele astea s-a tot vorbit că s-a ieșit pe stradă până și în orașele mici, în localități în care cele mai mari adunări din istorie au fost în jurul unei țigări sau la coadă la pâine, cu recorduri la filmele indiene pe vremuri la cinematografe. Și mă întrebam eu așa, cum ar fi să apară proteste la țară, frate? Și iată că mi-a venit un răspuns din județul Botoșani. Prietenii mei de la Botoșani, mă, bunică mi-o dacă acolo e, Dumnezeu să-l ierte. Toți îs neamuri în primărie, numai fiini și nepoți. Răscoală în nordul Moldovei. Țăranii s-au ridicat împotriva primarului. Pe fondul protestelor din țară, aproape 100 de oameni din Corni, bătrâni, tineri și copii, au ieșit din nou în stradă și au manifestat cu pancarte și steaguri tricolore în fața primăriei. Au fost folosite inclusiv sloganuri întâlnite la protestele antiguvernamentale, cum ar fi, vă vedem.
foarte tare. Oamenii din comună manifestează acolo împotriva primarului care le-a refuzat petrecerea tradițională de Revelion. Da, domne, aici sunt nemulțumiri mai vechi. Sătenii au protestat și la începutul lui ianuarie, dar între timp s-au lăsat. Iar acum, când au văzut că s-a ridicat toată țara, s-au urnit și ei. Chiar sunt curios ce comentează propaganda primarului pe la colțuri. Oare cât s-a luat pentru un câine scos la protest? Tot 30 de lei? Dar ce zic eu, câine? Că hipsterii aia de la țară ies cu un cal, cu o vacă, ceva, nu se încurcă ei cu javrele din curte. Ia zi, George Soros, cât e tariful la vacă, a? Altă întrebare. Nu știu, chiar sunt curios dacă sunt incidente acolo, dacă s-au infiltrat ultrașii. Oare ce comentarii se aud pe la televizor? Meeting profesionist, au dat foc la bambu! Sunt ilegitime, adaugă și Tăricianu. Sunt manipulați cu psihotronicul! Păi ce, numai la București să umble ăștia, bă, cu psihotronicul? Sper că știți cum e cu psihotronicul, nu? Sute de mii de oameni manipulați. De către cine? De către cine? De forțe oculte. Uitați-vă, duceți-vă în piață acolo și o să vedeți mașinile care fac asta, psihotronică, influență psihotronică. Sunt acolo în piață, le-am văzut cu ochii mei. Nu, serios acum, mare grijă să nu se dea cu psihotronica. Sau măcar să fie de-aia, domne, naturală, curată, la cazan sau la butoi, să nu fie cumva cu chimicale luată de la multinaționalele astea, baba lor. Puneți, da. Puneți-mi mie, cum e posibil ca un președinte să vândă copii, să ia case aiurea, că nu este el primul. Păi dacă a făcut asta, să fie judecat și condamnat. Toți o să fie judecat și condamnat. Când? Cum l-au judecat și pe Băsescu? Așa e. E vânzător de copii, e vânzător, e a cumpărat case, să fie rutine. Vorbiți la telefon să... Dumneavoastră nu mai vezi multinaționale în România sau că până la urmă și ele aduc bani? Libertate vreți? Pentru toată lumea! Da. Spuneți. E acolo, cred. Credeți că se ascunde sau? Seara, de unde a fost Claus Iohannis? Dacă ar veni aici președintele, ce i-ați spune? Ce i-a spune? Da. Să ia lumea de la miting de la Victoriei. Așa. Și să fie bun cu tot poporul, să ne iubim între noi, să fim ca frații și să nu mai ne dușmanim. Și libertate pentru toată lumea! Pe telefoane inteligente și tablete, pe laptopuri și aparate wireless cu tehnologie DAB conectate la router, oriunde, în casă, grădină sau curte, via GSM și via Wi-Fi, la mare, la munte, ori în parc, în tren, în autocar sau în mașină, Vox Online este un radio care merge!